Sărbătoarea Sfântului Nicodim de la Tismana a fost marcată în mod deosebit la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, marți 26 decembrie 2017, în cea de-a doua zi de Crăciun. Sfânta liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșeneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat, să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Din soborul slujitorilor a făcut parte și arhimandritul Clement Haralamb, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București. Mai multe colinde de către părinții slujitori și de către pelerinii veniți în număr mare. Lumina i-a oferit oasea de la răsăriște la cea întunecoasă. Florile sunt albe de floarea Întrucât în această zi arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu și-a serbat onomastica, soborul slujitorilor, fiii duhovnicești, împreună cu toți pelerinii, au cântat cu acest prilej mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Predica de la finalul slujbei a fost ținută de arhimandritul Clement Haralamb, care a vorbit despre semnificația sărbătorii soborului Maicii Domnului și despre Sfântul Nicodim de la Tismana, prăznuit pe 26 decembrie. Dacă ieri am sărbătorit nașterea Domnului, astăzi sărbătorim, deci, soborul Maicii Domnului, pentru că la marile sărbători ale noastre, Biserica Ortodoxă, a doua zi după Marele Prasnic, se sărbătorește cel care a pricinuit, ca să zic așa, sărbătoarea praznicului. Vreau să fac o legătură între viața monahală și viața Maicii Domnului, care este ocrotitoare nu numai a familiei, ci și a călugărilor, a monahilor, a celor care au jurat sau care fac jurământ în fața lui Dumnezeu, în fața Sfântului Altar, că vor trăi în viața aceasta
în curăție, în ascultare și în sărăcie. Așa a trăit Maica Domnului. Și cei care urmează viața monahală, așa doresc și ei să trăiască, să viețuiască în lumea aceasta. Sfântul Nicodim, cel sfințit de la Tismana, era de neam Vlah, macedo-român, din sudul Serbiei. Și s-a născut într-o familie înstărită. Dar la vremea când părinții lui au dorit să-l căsătorească, el pe ascuns a plecat în Sfântul Munte Athos, la mănăstirea sârbească de acolo, numită Hilandar, și acolo a viețuit. El a dezvoltat în mănăstirea Tismana o școală de scriere de manuscrise, pentru că atunci nu se tipăreau cărțile, ci doar se scriau cu mâna, și de la el ne-a rămas vestitul evangheliar, care se păstrează și acum în Muzeul de Istorie din București. Aceasta este ziua pe care o prăznuim noi astăzi, sărbătoare pe care o trăim astăzi, în a doua zi de Crăciun. Sărbătorim deci pe Maica Domnului, soborul ei, și ne amintim mai ales de fuga Domnului în Egipt. Ocrotitorul Sfânt Lăcașului acestuia, al Paraclisului acestuia, Sfântul Nicodim cel Sfințit, este și ocrotitorul Părintului Stareț al acestei Sfinte Mănăstiri. Adresez și un cuvânt de laudă și de felicitare pentru Părintele Nicodim, Starețul Mănăstirii, care, având asemenea patron, s-a gândit că nu este bine numai să-l aibă de patron, ci să imite oarecum și viețuirea, dar mai ales ceea ce a practicat Sfântul Nicodim în viața lui. Părintele Nicodim, aș putea spune că a făcut aici o legătură peste spațiu și peste timp, pentru că cu Sfântul Nicodim, pentru că Sfântul Nicodim a trăit acum 600 și ceva de ani, la 1406 pe cruțele veșnice, datorită și dumneavoastră a făcut Părintele Nicodim aici ceea ce a făcut. Pentru că singur nu putea. Mi-amintesc cum a stat vreo 7 luni de zile, a locuit într-un turn de lângă din cetatea adâmpului, până ce au început oamenii să afle că El este aici. Și ajutându-L câte puțin, câte puțin, s-au împlinit și sufletește și materialicește, unii pe alții. Aici s-au făcut ceea ce s-a făcut, ceea ce se vede, iar dumneavoastră vă împliniți duhovnicește prin faptul că aveți unde să veniți să vă spălați păcatele, să vă mângâiați duhovnicește în suferințe, în necazuri și mai ales să vă împliniți duhovnicește. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit Preasfințitului Părinte Calinic Botoșăneanul pentru că a slujit Sfânta Liturghie, precum și Arhimandritului Clement Haralamb pentru că a întregit soborul slujitorilor. Este momentul de fiecare dată. Sunt copleșit de mare emoție, de mare bucurie, aș putea spune, cât de frumos lucrează milostirea lui Dumnezeu pentru mine personal. Prezența ierarhului este un dar de la Dumnezeu trimis pentru Sfânta Mănăstire, o mare binecuvântare și bucurie pentru oștia destoinic acestei Sfinte Mănăstiri. Este o încununare, aș putea spune, a muncii noastre, a oștii Sfinte noastre mănăstiri și, în ultimul rând, a dumneavoastră, a celor prezenți astăzi, care, prin prezența dumneavoastră de fiecare dată, dar astăzi, îmi aduceți în suflet mare bucurie. Dar Dumnezeu a rânduit să avem acest hram. Mă refer la prezența Preasfințitului Părinte Episcop Calinic, precum bine spunea și Preasfinția sa,
n-a lipsit niciodată, să spunem, la acest hram, dar acum este adăugată mai mare bucurie, să spun. Prezența părintelui Arhimandrit Clement, mare eclesiar al Patriarhiei noastre, la București. Cred că Dumnezeu și Sfântul Preacuvios Sfânt Nicodim a lucrat atât de frumos să fie prezent Preasfințitul, care mi este drag sufletului meu și n-am cuvinte, nu știu, să-mi ajungă ani să-i pot mulțumi, spun acest cuvânt de fiecare dată, și surpriza minunată de care mi-a făcut-o Părintele Arhimandrit Clement. Amintim că programul liturgic dedicat Hramului Paraclisului aflat la demisolul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a început în seara zilei de 25 decembrie cu vecernia unită cu litia. La miezul nopții s-a săvârșit utrenia, așa cum este rânduiala în așezarea monahală din dealul Hadâmbului.